Comuna Giroc se află în plină dezvoltare. Primăria Giroc anunță că a semnat 3 contracte cu finanțare externă, bani care merg către Parcul fotovoltaic și Școala verde. 3 contracte cu finanțare externă în valoare de peste 28 de milioane de lei au fost semnate luna aceasta. Luna aceasta am făcut un pas important spre dezvoltarea și modernizarea Comunei Giroc prin semnarea a 3 contracte majore în valoare totală de 28.520.000 de lei. Fiecare contract este de fapt un proiect important care va aduce îmbunătățiri semnificative în viața comunității noastre. Parcul fotovoltaic, o investiție în energia regenerabilă cu o valoare de peste 6.500.000 de lei cu TVA. Acest proiect va contribui la sustenabilitatea și eficiența energetică a comunei. Școala verde este încă un pas important pentru susținerea educației în Comuna Giroc. Valoarea investiției de aproape 19.500.000 de lei cu TVA, transmite primarul Comunei Giroc, Dan Vârtosu.